Bine v-am regăsit! Azi avem de discutat întrebarea despre cele două poduri. Există două poduri identice ca structură, formă și materiale, dar unul are toate dimensiunile duble față de celălalt, așa cum vedeți în desen. Și dacă pe podul mic se găsesc camioane bară la bară, pe ambele sensuri de mers, iar camioanele au toate masa maximă admisă, este atinsă sarcina maximă admisă pe pod. În această situație, greutatea totală a camioanelor de pe pod este dublul greutății podului, greutății proprii a podului. Acum să vorbim despre podul mare. Pentru că este de două ori mai lat, el are două benzi pe sens. Să presupunem că toate cele patru benzi, două într-un sens, două în celălalt, sunt ocupate pe toată lungimea podului de camioane cu masa maximă admisă, bară la bară, ca în cazul podului mic. Întrebarea este, în care din următoarele situații este cel mai probabil să fim? 1. Nu este atinsă sarcina maximă admisă, deci podul este în siguranță. 2. Podul este, în această situație, la sarcina maximă admisă, așa cum era și podul mic. 3. Este depășită sarcina maximă admisă, deci podul este în pericol. Și mai avem 4. Nu avem destule date ca să răspundem la întrebare. V-ați gândit vreodată de ce o furnică poate căra greutăți de 10 de ori mai mari decât greutatea ei? Un om greutăți aproximativ egale cu greutatea lui, iar un elefant poate căra greutăți care reprezintă doar 25-30% din greutatea lui. Acest fenomen se datorează felului în care se schimbă volumul și aria secțiunilor unui corp atunci când îi se schimbă dimensiunile. Să ne gândim la un cub. Volumul unui cub se calculează înmulțind latura cu ea însăși de 3 ori. Adică este latura la puterea a 3-a. Dacă notăm lungimea laturii acestui cub cu 1, acum nu ne interesează unitățile de măsură, atunci volumul lui va fi 1 ori 1 ori 1, adică va fi 1. 1 centimetru cub, 1 decimetru cub, repet, deocamdată nu ne interesează acest lucru. Să mai presupunem că știm și care este forța la care rezistă acest cub fără să se distrugă. Această forță, arată experimentele, măsurătorile, este proporțională cu aria feței cubului, adică cu pătratul laturii, pentru că fața cubului are formă de pătrat, iar aria pătratului este latura ori latura, adică este latura la pătrat. Deci aria este 1 ori 1. Acum să presupunem că avem și un cub din același material, dar cu latura dublă, cu latura 2, așa cum vedeți în desen. Volumul cubului cu latura dublă este 2 ori 2 ori 2, adică 8. Deci de 8 ori mai mare decât volumul cubului mic, ceea ce înseamnă că și greutatea lui este de 8 ori mai mare. În schimb, rezistența lui mecanică crește, așa cum am spus, cu aria feței lui, care este 2 ori 2, 4. Deci rezistența lui crește doar de 4 ori. Este de 4 ori mai mare decât rezistența cubului mic. Să presupunem că pe cubul mic putem pune 9 cuburi asemenea lui fără ca el să se distrugă. Deci cubul mic poate ține o greutate totală de 10 ori mai mare decât greutatea lui, cele 9 plus greutatea lui. Asta înseamnă că cubul mare, care are rezistența de 4 ori mai mare, rezistă la greutatea a 40 de cuburi mici. Dar 40 de cuburi mici au greutatea cât 5 cuburi mari. Pentru că, vă amintiți, greutatea unui cub mare este de 8 ori mai mare decât greutatea unui cub mic. Și asta înseamnă că pe cubul mare putem pune doar 4 cuburi asemenea lui, fără ca el să se distrugă. În concluzie, dacă pe cubul mic punem 9 cuburi asemenea lui fără probleme, pe cubul mare putem pune doar 4.
Iar acest lucru se întâmplă deoarece greutatea crește mai mult, crește de 8 ori cu creșterea dimensiunilor, cu dublarea dimensiunilor, decât crește rezistența. Aceasta, din urmă, crește doar de 4 ori. De fapt, dacă am face un cub mult mai mare, el s-ar prăbuși sub acțiunea propriei lui greutăți. N-ar mai putea să țină nici măcar greutatea proprie. Tot ceea ce am spus despre cuburi este valabil pentru corpuri de orice formă. Un corp cu dimensiuni duble are greutatea de 8 ori mai mare, dar rezistența doar de 4 ori mai mare. Un om cu înălțimea dublă față de media înălțimii oamenilor de pe pământ, dar care ar avea aceleași proporții, ar cântări de 8 ori mai mult decât media greutății oamenilor, adică ar cântări în jur de 600 de kilograme. Și pentru că forța mușchilor lui și rezistența scheletului lui ar fi doar de 4 ori mai mari, nu s-ar simți prea bine. Acum putem vorbi despre podurile noastre. Podul mic rezistă în siguranță la o greutate totală de 3 ori greutatea lui. Atunci, podul mare rezistă la o greutate totală de 4 ori mai mare, adică de 4 ori 3, de 12 ori greutatea podului mic. Dar el are deja de 8 ori greutate mai mare decât greutatea podului mic. Mai departe. Numărul camioanelor care încape podul mare este de 4 ori mai mare decât al celor de pe podul mic, deoarece aria asfaltată de pe podul mare este de 4 ori mai mare. Asta înseamnă că greutatea camioanelor de pe podul mare este de 4 ori mai mare decât a camioanelor de pe podul mic, adică de 8 ori greutatea podului mic. Deci podul mare cântărește de 8 ori mai mult decât podul mic și trebuie să țină încă de 8 ori greutatea podului mic, camioanele care încap pe el. În total, podul mare trebuie să țină de 8 plus 8, de 16 ori greutatea podului mic. Dar, așa cum am spus deja, el rezistă în siguranță doar la o greutate de 12 ori mai mare decât cea a podului mic. Așa că podul mare este în pericol. În final, două observații. 1. Rezistența podului mare nu este, tehnic vorbind, de exact 4 ori mai mare decât cea a podului mic, deoarece intervin probleme tehnice. Rezistența depinde și de alți factori atunci când avem tot felul de forme și îmbinări ale elementelor constructive, dar abaterea de la creșterea de 4 ori poate fi în sus sau în jos. Și nu cred că poate să fie atât de mare încât să crească rezistența de 12 ori la de 16 ori greutatea podului mic. Dar, deoarece nu mă pricep la aspectele tehnice, dacă un inginer constructor ne-ar da mai multe informații despre acest lucru, m-aș bucura. 2. Să refacem calculele pentru cazul în care podul mare ar fi de 3 ori mai mare. În acest caz, greutatea lui ar fi de 3 ori 3 ori 3, de 27 de ori mai mare decât cea a podului mic. Iar rezistența lui ar fi de 3 ori 3, de 9 ori mai mare decât rezistența podului mic. Asta ar însemna că podul mare ar rezista la de 27 de ori greutatea podului mic, dar atât este deja greutatea lui. Este de 27 de ori mai mare decât greutatea podului mic, ceea ce înseamnă că acest pod este deja în pericol sub acțiunea propriei lui greutăți. Nu se mai pune problema trecerii camioanelor pe el. Înainte de a-i vedea pe cei care au trimis răspunsul corect, vreau să le mulțumesc domnilor Dumitru Antonie și Dan Luca Dijmărescu, care m-au ajutat în găsirea răspunsului. Întrebarea despre cele două poduri a fost o întrebare destul de grea, așa că azi vă voi pune o întrebare mai ușoară, dar, atenție, mult mai dramatică.
vorba televiziunilor, aveți grijă să nu vă afecteze emoțional. Să spunem că cineva vă amenință cu un revolver care are un tambur rotativ pentru 6 gloanțe, dar în care se găsește un singur cartuș, ca la ruleta rusească. Persoana respectivă rotește tamburul și apoi trage. Dar nu se întâmplă nimic, cartușul nu era în poziția de tragere, camera cartușului nu era în dreptul percutorului, așa că ați scăpat. Din păcate, doar deocamdată, deoarece persoana cu revolverul vrea să mai tragă o dată, dar vă lasă să alegeți să tragă încă o dată fără să rotească tamburul după prima tragere sau să rotească din nou tamburul înainte de a trage. Credeți că n-are importanță sau credeți că șansa să fiți răniți se schimbă prin rotirea tamburului? Și dacă credeți că se schimbă, cum se schimbă? În bine sau în rău? Pe scurt, ce alegeți? De data asta, vă rog, nu cumva să faceți experimente pentru a afla răspunsul. Pe săptămâna viitoare. La revedere!